Salutare prieteni și bine ați venit la un nou episod din SnowRunner aici pe canal. Ultimele episoade de fapt, era să zic ultimul, dar ultimele episoade v-au plăcut foarte, foarte mult și am decis să continui postarea episoadelor de SnowRunner. O să vină și un live cât de curând cu SnowRunner, pentru că vă place, a început să vă placă foarte mult, jocul meu preferat până la urmă și mă bucur că vă place. Like-urile sunt cam puține, sper să strângem la acest episod măcar 30 de like-uri, chiar ar fi extraordinar, 25 poate, 30 de like-uri, să vedem dacă reușim, oricum sper să rupem bariera de 20, pentru că nu cred că am strâns de mult timp la episoadele de SnowRunner 20 de like-uri, cred că niciodată, habar nu am, și chiar cred că și 20 like-uri ar fi mult și v-aș mulțumi foarte mult dacă am face această cifră. Știți că ultima dată eram noi cu Zigzul și avem același transport pe care l-am terminat împreună și a rămas ca să mă mai duc eu odată să iau lemnele și am zis eu pe episodul trecut că o să revenim când sunt aici ca să nu mai repetăm același drum și să-l facem de două ori identic pe același episod și așa mai departe, adică să iasă fix aceeași treabă și tocmai de asta am venit eu aici și în acest moment o să terminăm misiunea împreună, mă băieți. Dăm C, dăm FF. Și am terminat încă o misiune, mă băieți. Am terminat încă o misiune și, mod normal, dacă ne uităm acum pe F, ar trebui să ne dea ceva în plus aici. Și deja ne dă. Deja ne dă, pentru că vedem sawmill-ul, storage zone-ul, unde găsim medium planks, long planks, wooden planks. Medium planks și long planks? E prima dată când văd așa ceva în jocul ăsta, mă băieți. Până acum era doar wooden plank-urile. Acum văd că există și long plank și medium plank. What? What? Bă, băieți, ce e cu jocul ăsta? Wow! M-a surprins, sincer. Chiar m-a surprins la faza asta, nu mă așteptam. Și ar trebui noi să ne uităm acum. Pentru că, în principiu, ne-a deblocat o mașină nouă. Dar eu nu știu unde e mașina aia nouă. Land Rover Defender, l-aveam, lăsat aici, banditul e răsturnat aici, colobul e aici, azovul e aici, taiga e aici, azovul ăsta e aici, îl știu, Chevrolet Apache-ul ăsta și voronul ăsta. Păi unde e ăla meu, viața mea? Trebuie să-l cumpăr? Trebuie să mă duc la garaj să-l cumpăr oare? Eu știam că aici aveam niște treburi... Hai să mergem puțin la garaj, mă băieți. Ni l-a băgat direct în garaj sau ni l-a băgat pe lista de cumpărături cum ar veni? Uite că n-am reținut numele eu. Truck Store. Ancu, nu mai știu ce trebuia să ne dea, mă băieți, mă. Trebuie să ne uităm la truck-urile pe care nu le avem. Ce-i ăsta? Nu cred că era ăsta oricum. Dar văd că îi pare interesant ăsta. E switchable, always on, 200 de litri. Pare ok ăsta, sincer. Nu știu ce e cu el, nu știu dacă l-am mai condus, am uitat pur și simplu. Ăsta-l știu de pe prima hartă. Ăsta toate le știu. Bă, băieți, dar unde e ăla totuși? Armațu. Bă, băieți, unde e ăla pe care îl caut eu? Azov. Explore the unlock, truck is not available in North America. Pacific Heavy, Pacific nu știu ce. Ăsta aș vrea să-l văd cum e. Dar e pe altă mapă, aia e problema. Eu nu-mi dau seama ce trac am descoperit, mă băieți. Deci am dat skip prea repede acolo. Și nu mai știu ce trac am descoperit. Mamă, câte tracuri sunt în jocul ăsta, fratele meu. Când l-am început erau câteva, acum sunt de 10 ori mai multe, sincer. E incredibil câte tracuri au putut să se bage în jocul ăsta de când am început eu până acum. Mă băieți, astăzi o să dăm drumul unei noi misiuni. Misiunile astea parcă sunt pe cealaltă mapă toate, din câte mi-amintesc eu, da. Pe Yellow Rock, Yellow Rock, Yellow Rock, Yellow Rock, Yellow Rock, normal. Toate sunt pe Yellow Rock, aici le-am terminat pe toate și ne rămân acestea de aici, mă băieți. Și noi le-am deblocat pe toate în acest moment. Deci le avem deblocate pe toate, pe toate, pe toate în acest moment. Problema este... Eu aș vrea să mai deblochez niște mașini și știu că pe harta aceasta sunt niște mașini de explorat, doar că trebuie să mă interesez eu exact pe unde sunt mașinile respective, pentru ca să nu pierdem noi mult timp, dar până atunci poate le explorăm pe live, mă băieți. Avem cel puțin o mașină de explorat, poate mergem să luăm și upgrade-ul ăsta de aici, pentru că nu l-am luat încă. Ar fi interesant să facem chestia asta pe live, să-mi spuneți în rubrica de comentarii dacă vreți să vedeți. Hai să vedem acum ce misiune luăm. Medium plank și long plank, să ducem la Pier Inspection, adică în port.
Bă, asta pare interesantă, sincer, pare interesantă. Hai să o acceptăm prima dată pe asta, pentru că nu pare o misiune atât de grea. Asta este o misiune grea. Și mergem și pe Yellow Rock, aia e problemă. Asta e o misiune grea, nu prea ne băgăm acolo la ea. Și asta e o misiune grea, că duce tot pe Yellow Rock. Și asta e o misiune grea, că tot duce tot pe Yellow Rock, wow. Deci în afară de asta, toate... Și asta, și în asta. Deci mai avem doar două misiuni pe această hartă. Wow! Hai să mergem noi puțin acum în această zonă. Stai să șterg eu waypoint-ul, că nu știu ce am făcut. Haideți să vedem unde... Deci acolo e warehouse-ul. Și hai să văd pe unde sunt eu. Aici am nevoie de o mașină. Hai să mă teleportez în Azovul ăsta. Nici nu știu în ce mă teleportez. Și hai să vedem aici dacă dau cargo management. Long planks-urile, trebuie să ducem două mediumuri și unul long. Mediumurile cât ocupă? Două. Deci am nevoie de o remorcă cu două. Ar trebui să fac două transporturi. Wow, e prima dată când văd, mă, băieți, asta. De eu nu lăsasem aici o remorcă din aia mare, mare, oare? Sau a dispărut, am șters-o eu de aici. Dacă am șters-o de aici, sunt cam căpcăun, sincer, că nu trebuia să o șterg. Zim că am lăsat remorca aia mare, mare aici. Zim că găsesc colobul măcar. Colobul cu remorca aia mare. Vezi că e top. Vezi că e top pentru că avem nevoie de 4 cu 4, 8. Și noi putem să punem pe ăsta totul. Doar că eu nu știu cum o să ies de aici. Aia e problema mea principală. Vreau să mergem cu colobul, mă băieți, ca să facem transportul din prima. Dar nu știu cum o să ies eu de aici. Aia e problema mea principală acum. Uitați ce dezastru am făcut eu aici, te remor ce am lăsat, câteva ai de viața și de sufletul meu ce am lăsat aici. Deja se blaghează jocul la câte remorci pe aici, câte camioane. O să ne alimentăm de la Peco, pentru că avem Peco mai în față, pentru cei care o să zică de ce nu te-ai alimentat sau de ce nu te-ai dus la garaj. Deci trebuie să luăm două mediumuri, 1, 2 și unul long. Unul singur long, da, unul singur long. Deci cam aceasta ar fi încărcătura noastră, mă băieți. Ăla lung, sunt curios cum arată și nu prea pot să-l văd, din păcate. Mamă, mamă, scândură. Pentru prima dată când transport așa ceva, mă băieți. E în premieră. E în premieră chiar și pentru mine care am jucat atâta SnowRunner. Deci e prima hartă care aduce long plank-uri și medium plank-uri. Wow, chestii noi. Chestii chiar foarte, foarte fresh, să le zic așa. Nu știu cum o să ies eu de aici, de la fabrica asta de cherestea. Că s-ar putea să-mi agăț remorca. Cel mai probabil o să fie agățată remorca, însă sper să ies. Hai că iese, 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 iese. Iese, iese, hai că a ieșit, mă, băieți. Văd pe aici numai, numai și numai scândură. Deci o să terminăm în episodul de astăzi această misiune, mă, băieți. Ca să nu mai fac eu una off-camera, mergem și forțăm cu această remorcă gigantică. Forțăm direct cu această remorcă gigantică. Poate facem și noi o pozică pe parcurs, că am văzut că vă plac pozele pe care le facem în joc. Nu știu din ce direcție să dau eu asta. Da, facem mai încolo, facem o poză prin apa aia pe acolo. Haideți momentan să ne ocupăm de drum, să ajungem la Peco, să alimentăm. Pentru că asta este primordial în acest moment, pentru că mai avem doar 100 de litri de combustibil, de motorină mai exact. Sper să nu rămână blocată. Principal nu ar trebui pentru că avem foarte mare tracțiune fiind pe asfalt. Deci chiar am rămas surprins, plăcut, mă băieți, să văd cât de mult v-au plăcut ultimele episoade de SnowRunner. 100-200 de vizualizări, extraordinar. Vă mulțumesc foarte mult și sper să mergem pe aceeași linie în continuare, pentru că vreau să terminăm acest joc într-un moment, dacă se poate, și cât de curând sper să începem și o serie cu 1 sau 2 abonați, prieteni, să începem o serie de la 0 de SnowRunner, dar am nevoie de o persoană sau două care să fie active și care când... E de filmat să filmăm, adică să nu trag de voi, mă băieți, mai pe scurt. Când e de filmat să fiți prezenți și să putem filma, vorbim dinainte, nu este nicio problemă. Doar că am nevoie de maximum două persoane serioase, una sau două, maximum. Nu vreau să ne băgăm aici vreo patru pentru că se pierde foarte mult din content, una la mână. Și a doua la mână are și o mare brambureală și mie nu prea îmi place să jucăm foarte, foarte mult, să facem episoade, pentru că nu ne mai înțelegem între noi. Fiecare cu ale lui, fiecare cu vorba lui, fiecare cu... Vă dați voi seama și nu-mi place chestia asta.
Știți că am mai fost noi odată cu acest colob și cu remorca prin această zonă, deci în principiu ar trebui să ne descurcăm, doar că există mari șanse să rămânem și blocați. Deci nu e neapărat că trecem, deja am luat niște avarie. Problema o să fie la remorca asta, la picioarele remorcii mai exact, că ele cam rămân blocate mai mereu. Aia e problema mea principală. Noroc că suntem cu colobul ăsta și uitați-vă câtă putere are acest colob. Deci uitați cum stă remorca. Incredibil. Uitați cât cum stă remorca asta. Am oprit tracul din greșeală, am apăsat pe B. Hai să vedem dacă putem să agățăm remorca de aici, pentru că... Ce are, mă? N-o a luat? Băi, ești nebun? Ba da, așa, hai. N-ar trebui să avem probleme acum. Picioarele remorcii rămân blocate. Aia e problema noastră. Dar, în principal, nu ar trebui să existe alte probleme. Uite, aici era o... Era o poză bună pe aici. Hai că vedem noi prin port. Trebuie să căutăm și niște poze de thumbnail, mă băieți, pentru că am văzut că v-au plăcut, chiar v-au plăcut și o să mai facem pe episoade așa și e bine să le facem din interiorul episodului, din timp ce filmăm, pentru că dacă fac pozele după își pierd din calitate. Că poate pe unii îi enervează acest lucru. De ce tot faci poze, mă, zai non-stop, că pierzi din elan, din nu știu, din... Bă, da, ce frumos se vede pe aici, wow! Hai să facem o poză, mă băieți, aici, că îmi place enorm cum se vede. Sau așa, sau așa. Nici nu știi cum să faci poză în jocul ăsta la cât de șmecher e jocul. Sincer vă zic, adică ai atâtea peisaje frumoase încât îți este greu să alegi un punct de poză. Problema este că m-am băgat cam prost din cauza pozelor mele și s-ar putea să rămân eu blocat pe aici. Ce se aude, mă? Pescăruși, am crezut că se aude vreo mașină ceva. Haide mă, haide mă, haide mă să ies de aici, mă. Mă, cam mâncat pe mine cu oprirea aia acolo, că rămân picioarele alea blocate, aia e problema mea. Uite mă, asta e poza de thumbnail, mă băieți, asta e poza de thumbnail, mă băieți. Pot să ascund chestiile astea, doar că e de undeva de prin meniu, ia să vedem dacă mai țin eu minte. Oare la hudie? Zone marker, ia. Zone markerul e? Nu e zone markerul. O să activez înapoi zone markerul. De pe on. Obiectiv crane. Nu cred că e ăsta, mă băieți. Nu cred că e. Trebuie să învăț eu care e ăla. Crane Navigation Legend, Objective Marker. Nu cred că e ăsta. Nu, nu e ăsta. Era obiective. Eram și eu. Era culmea până la urmă, bă. Bă, băieți, bă. La video are Sharping Film Grain. Pai de cap. Bă, dar unde e ăla, mă? Nu știu unde e ăla, mă, băieți. Că știu că de undeva oprea chestia asta, dar nu mai țin minte de unde. Control? Nu e din control. Vibration. Wireless control layout. Nu e ăsta, mă. Oare la HUD? Audio video. Nu știu de la ce e, mă, băieți. O să dăm și ăsta pe off. Vertical V5. Motion blur-ul. Fill grain. Nu mai țin minte, mă, băieți. Nu mai țin minte, nu mai țin minte, nu mai țin minte. Și dacă nu mai țin minte, mi-e greu. Nu mi-e greu și mie. Poate îmi spuneți voi în rubrica de comentarii cei care se pricep, ca să nu mai pierdem timp pe episod. Că dacă stau mult pe aici, după o să enerveze vreunul din voi și începe să mă înjure, că ce faci, mă, zai, mă, că tot stai, tot faci, tot nu știu ce. Haide, mă, ce are? Hai, colobule. Hai, tată. Problema este că lăsăm colobul aici, aia e marea problemă. Văd că după ce am oprit, bă, dar am oprit ăla și văd că merge prost, ia stați puțin. Îmi cer scuze. Ăsta trebuie să-l dau înapoi pe on, se pare. Lasă-l ăsta pe on, că văd că face figuri. Nu știu dacă e de la ăla sau a luat-o la mine jocul pe nebuneală. Dar după ce am oprit ăla, am văzut că a făcut niște figuri. Mai non-conformiste.
Nu ar trebui să rămânem blocați pe aici pentru că am mai fost, repet. Cei care au văzut ultimele episoade cu siguranță știu. Cei care nu le-au văzut să se întoarcă pe canal înapoi și să le vadă, pentru că sunt episoade interesante toate și sunt peripeții cam în toate, pentru că în ăla în care am venit noi cu colobul pe aici ne-am blocat undeva la ieșire și ne-am cam chinuit să ieșim de acolo, deci a fost o peripeție pe cinste, să zic așa, de privit pe videoclip, că pentru mine nu prea a fost. Îți cam consumă nervii și energia. Hai să scoatem și noi remorca din apă și de aici nu ar trebui să mai avem probleme. Nu ar trebui să mai avem probleme, mă băieți. Și mai terminăm una din misiunile principale, Deliver to the Pyre. Și după o să ne băgăm pe încă o misiune, o misiune principală, evident, doar că aia o să fie mai lunguță și mai greuță. O să ne uităm la final acum, după ce terminăm de livrat aceste plank-uri, aceste scânduri. O să ne uităm și o să vedem despre ce este vorba mai exact, mai în exactitate, să zic așa. Am atins stâlpul, dar nici nu aveam cum altfel. Cu remorca asta atât de mare, ar fi culmea să nu ating ceva. Se cam lasă și întunericul, vine ceața. Dar e bine că suntem la final de cursă. Pyre. Lookout point. În port, mă, băieți. Aici în port, unde vin băieții grei la o beută să mai bea ceva, să mai discute, să mai pună treburile în ordine. Păcat că nu sunt oameni. Păcat că nu sunt oameni în acest joc. Cum v-am mai zis, ar fi fost... Wow. Wow, wow, wow. Thanks. Here is your reward. Parcă scrie acolo. Bă, băieți, încă o misiune terminată cu succes, foarte rapizi am fost, foarte rapizi, pentru că ne pricepem de minune la acest joc, mă, băieți, nu? Împreună facem o echipă bună. Și cam aceasta ar fi următoarea misiune pe care noi o să trebuiască să o luăm. O misiune destul de grea, pentru că avem de livrat medium și shorturi. Shorturi pe care le luăm de unde? Le găsim noi acolo, lângă noi, la asta, găsim shorturi? Nu găsim shorturi, wow! Nu găsim shorturi, mă, băieți. Ah, că e short logs, nu planks. Nu există short planks și eu tâmp. Deci trebuie să ducem un medium planks, un short logs, ok, la house near the bog. House on the coast. Mamă, unde e asta? Medium planks, short logs, două și medium logs. Greu. Și house near the road e acolo. N-ar fi... Calea de acces e dificilă aici. Aici e o cale foarte dificilă de acces. O să fie teroare, mă, băieți, ca să ajungem noi aici. Deci eu vă zic de pe acum că aici o să fie teroare să ajungem la house near the bog. Pentru că drumul e foarte, foarte prost. Aia e problema noastră. Și o să trebuiască să ne băgăm cumva pe aici, parcă am trecut eu odată. E complicat rău de ajuns acolo, rău de tot. Aici e o mlaștină, pai de capul meu. O să vedem noi însă la momentul oportun. Poate începem această misiune pe un live, mă, băieți. Nu știu sigur, dar poate o începem pe un live. Să lăsați și părerile voastre în plica de comentarii dacă vreți să facem un live cu această misiune, care este foarte mare și foarte grea. Chiar aș fi interesat să văd părerile voastre. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonașul ăla de like, să strângem și noi măcar 20 de like-uri la acest clip. Sper să vă placă și acest episod, mă, băieți, și noi o să ne vedem data viitoare. Numai bine, pa, pa!